Zisa Domnul pilda aceasta, asemenea este împărăția cerurilor omului care a semănat sămânță bună în țarina sa. Dar pe când oamenii dormeau, a venit vrăjmașul lui și a semănat neghină printre grâu, apoi s-a dus. Iar dacă a crescut paiul și a făcut roadă, atunci s-au arătat și neghinele. Și venind slujitorii stăpânului casei, i-au zis: stăpâne, nu ai semănat oare sămânță bună în țarina ta? De unde dar are neghină? El le-a răspuns: un om vrășmaș a făcut aceasta. Iar slujitorii au zis: vrea tu să ne ducem să le privim? El însă le-a zis: nu, ca nu cumva privind neghinele să smulge și grâul împreună cu ele. Lăsați să crească amândouă împreună până la seceriș și atunci la vremea secerișului. Voi zice secerătorilor: priviți întâi neghinele și le aruncați și le legați în snopi ca să le ardeu, iar grâul adunați-l în hambarul meu. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Asemenea este împărăția cerurilor omului care a semănat sămânță bună în țarina sa. Împărăția cerurilor este asemănată cu lucrarea unui om bun, care are o sămânță bună, are o țarină bună și lucrarea este bună. Deci împărăția lui Dumnezeu este bună, pentru că Dumnezeu este bun, credincioși. Dar iată că Domnul nu forțează pe nimeni, nu împinge pe nimeni ca să intre în împărăție cu forța. Nu silește pe nimeni, ci împărăția este acelora care se silesc ei de bunăvoie, de efort personal, de înțelegere, de cunoaștere, de trăire, de făptuire, într-un cuvânt, de iubire totală de Dumnezeu, de aproape și de tine sine însuși, făcând din propria inimă împărăția lui Dumnezeu. Pământul inimii este cel care primește sămânța cea bună. Dar Domnul în Rai a spus lui Adam: credincioșul lucrează și păzește. Însămânțează continuu pământul inimii tale prin toate semințele care le vezi tu în Rai, adică să guști din toate rațiunile duhovnicești ale lucrurilor, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, că cu moarte vei muri. Dar Adam, iubit credincioș, a avut o lipsă, o clipă în care nu a avut trezvia minții și iubirea de Dumnezeu. A căzut din trezvie și iubire, căzând din trezvie și iubire, iată că a venit un om viclean, cum se spune de data aceasta, adică cel rău, cel viclean, diavolul. A venit un vrășmaș și a semănat, iubiți credincioși, sămânța scandalului. Pe lângă sămânța cea bună, a semănat sămânța scandalului. Și a băgat zâzanii între om și Dumnezeu. A băgat zâzanii între om și om și a băgat zâzanii între creație și om. Și toate s-au învrășmășit, s-au amestecat unele cu altele, încât nu mai știe care este binele și nu mai știe care este răul, pentru că toate s-au pervertit și s-au transformat, credincioși, pentru că omul a participat cu voința printr-o lipsă de trezvie, lipsă de atenție, lipsă de înțelegere. Vrășmașul acesta a venit când omul dormea, adică nu era treaz. Dormea ziua în amiaza mare, dormea pe el, dormea omul, iubiți credincioși, și doarme și acum, cu ochii deschiși, doarme cu simțurile deschise, doarme în timp ce merge, doarme în timp ce muncește, doarme oricând. Pentru că atunci când omul nu are simțirea prezenței lui Dumnezeu, el este într-un somn adânc. Într-un somn adânc în care, iată că el este într-o noapte a minții, într-o noapte a sufletului său, și în această noapte vine vrășmașul
în somnul său interior și aruncă sămânța aceasta a neghinei, sămânța scandalului și pe toate vă vrășmășește. Dar omul nu știe când a primit sămânța. Omul nu realizează că de fapt a fost săgetat, a fost manipulat, a fost inoculat, a fost pervertit, a fost înveninat, a fost păcălit și toate celelalte. Nu se zizează omul, pentru că e mândru, pentru că îi se pare că el știe, că el cunoaște, că el se pricepe. El e mândru pentru că are impresia că e treaznă, doarme pe el. Are impresia că știe, dar este de fapt un neștiutor. Are impresia că vede și este împunecat. Are impresia că poate, dar nu poate nimic, se bazează pe el și nu vrea să se zmerească, să învețe de la stăpânul său, Dumnezeul său, împăratul său, tatăl său, povățuitorul său. Nu vrea, pentru că se centrează pe sine vrând să fie Dumnezeu în el însuși și atunci se orbește și singur se adoarme prin propria mândrie, nevrând să vadă, nevrând să înțeleagă și se face pe sine centru. De această stare, iubiți credincioși, profită cel viclean, vrăjmașul, cel adevărat, care duce sufletul în ghiena, pentru că el vrea să fure sufletul. Vine și aruncă sămânța și dispare. Aruncă sămânța și sămânța stă ascunsă în pământul inimii și nu răsare deodată. Aruncă sămânța, o lasă acolo cu sămânța cea bună și el se face nevăzut ca nu cumva să simtă că a fost vrășmașul de acolo. Cea mai mare lucrare a diavolului este să facă pe om să creadă că el nu există și să-i răstoarne valorile lui interioare. Arunca sămânță printre grâu, iar dacă a crescut paiul și s-a făcut roadă, atunci s-au arătat și neghinele. Când a crescut paiul, iubiți credincioși, în timp, când a crescut paiul și s-a făcut roadă, în anotimpul următor, când au crescut toate acestea, odată cu neghina care și ea s-a făcut rădăcină și ea a luat din apă și din seva pământului și neghina și-a făcut și ea o structură acolo și neghina s-a înțelenit și iată că a prins putere odată cu grâul. Și venind slujitorii stăpânului casei, au zis: stăpâne, nu ai semănat tu oare sămânța cea bună în țara ta? Adică slujitorii și ei dormind au venit să întrebe pe stăpân, lor să-și pună întrebarea, unde au adormit ei. Așa are obicei omul, când vede că se manifestă răul, să dea vina pe Dumnezeu. Așa face omul să-L cârtească pe Dumnezeu, care le-a făcut pe toate bune foarte. Nu dă vina pe el că a dormit. Nu se acuză că a fost lipsit de trezvie. Nu spune că a fost lipsit de atitudinea slujitorului vrednic, ci se duce direct la stăpân și o întreabă: nu cumva tu, că eu nu cred că am fost de vină. Nu cumva sămânța ta, că eu n-am nicio vină. Nu cumva n-ai fost atent tu, stăpâne și Dumnezeule. Iar Dumnezeu, iubiți credincioși, îl lasă la mintea lui și după ce pune această întrebare, mai continuă cu o întrebare. Dar de unde are neghina putere în țarină? El a răspuns: un om vrășmaș a făcut aceasta. Iar slujitorii au zis: vrei atunci să ne ducem să le plivim? Adică eu ca stăpân le-am văzut pe toate. Am văzut și pământul, am văzut și neghina, știam că este și acel om vrășmaș, dar v-am lăsat liber. Eu v-am lăsat să fiți vigileți și trăiți sau să dormiți. Eu v-am lăsat să vă minunați, să treacă timpul, să vedeți cum au crescut neghinele lângă paiul vostru de grâu. Că așa face Dumnezeu. Lucrează după bunăvoință când lucrează El cu putere multă și după îngăduință când vrea să lucreze pedagogic, lăsându-l pe om liber. După îngăduință a lucrat aici ca să vină vrăjmașul, să arunce neghina, să vină sluga și să întrebe, să pună probleme și să frământe. Și ce vrei să facem noi acum? Să ne ducem să privim, adică să scoatem neghina și să lase grâu. Tendința lor era să recupereze, iubiți credincioși, neștiința lor. Graba lor era aceea de a curăța deodată pământul, să nu se mai vadă greșeala lor. Să curățăm totul, să ardem totul, să fie totul ca la loc și ne-am făcut treaba. Iar stăpânul spune: nu,
lăsăm așa, odată să fiți mai treji decât ați fost, a doua oară să cunoașteți binele prin manifestarea răului, odată să fiți mai, cu să priviți mai cu atenție lucrările cele viclene, ca nu cumva să vă culcați iarăși să adormiți, să coexiste binele și cu răul pe orizontală, în așa fel încât să se vădească valoarea binelui și a celor virtuoși, să fie, să se săvârșească prin cei pătimași și păcătoși. El însă le-a zis, nu, lăsați așa, ca nu cumva privind neghinele, să smulgeți și grâul împreună cu ele. Există, iubiți credincioși, în om o tendință de a fi așa mai puritan, de a încerca să scape de rău, să purifice totul, o tendință de a curăța neghina din exterior și să nu curățe neghina din interiorul sufletului său. Să-i schimbe pe toți, numai pe el să nu se schimbe. Să fie totul perfect în exterior, perfecționist în special, și să nu vadă în interior că e multă neghina acolo. Să-și proiecteze atenția, să curețe aria din afară, dar în pământul inimii lui să lase neghina să coexiste în continuare și să crească alături de rău. Această atitudine, iubiți credincioși, s-a manifestat și la nivel social. Gândiți-vă la naziști, gândiți-vă la comuniști, gândiți-vă la aceștia care au lucrat la nivel de mase, de neamuri, de lume întreagă, încercând să creeze omul nou, să curețe tot ce nu era după proiecția lor, după standardele lor, să fie omul pur, grâul pur după mintea lor și să curețe tot ceea ce nu le convenea lor, ca și cum ar fi neghină, curățând toate. E un exces de zel. Mai este tendința aceasta, iubiți credincioși, de a scăpa de cei păcătoși dintr-o comunitate, de a-l influența pe lider să ia o decizie ca să-i dea afară pe cei care nu sunt atât de virtuoși, nu ca să fie ei puși în situația să fie mai răbdători, mai blânzi, mai înțelegători cu neputințele celorlalți, dă-i afară, scoate-i afară, nu lăsa pe niciunul, să curățăm aria, să rămânem noi ăștia curați, adică să se vadă, iubiți credincioși, nu reușesc să vadă bârna din ochii lor, ci vor să vadă, iubiți credincioși, paiul din ochiul fratelui său. Și ei în continuu vor să facă curățenie, să le așeze pe toate în ordine, după mintea lor. Dar asta este după rațiune și după simțuri și după imaginație. Pentru că după simțuri, iubiți credincioși, văzând în afară și auzind și pipăind, îi spun așa, asta e neghină, asta e grâu, curățăm, ardem neghina, rămânem cu grâul în simțuri, în cele exterioare. După imaginație, își imaginează ei folosind greșit imaginația că ei sunt buni și că ei sunt răi, că așa ar trebui să fie cum văd ei și nu cum a spus conducătorul sau liderul, că ei știu ce este perfecțiunea și îi încurcă în perfecțiunea aceea lor niște neghine care au fost proiectate de ei ca neghine în mintea lor și imaginația le joacă tot soiul de minciuni în inima lor. Iar apoi, iubiți credincioși, îi păcălește pe rațiune, pentru că își argumentează, fac niște calcule, intră pe logică, ei văd foarte clar după mintea lor, asta e bună, asta nu e bună, asta e bună, asta nu e bună, scoatem neghina, rămânem cu grâul, curățăm totul, nu mai avem răbdare. Nu mai avem putere să suportăm neghina lângă noi. Chiar nici nu mai vrem. Este de ajuns. Ne-a ajuns cuțitul la os și ne-am săturat. Dar iată că stăpânul, conducătorul, liderul, împăratul, Dumnezeu cel adevărat, stăpânul a toate, creatorul la toate, spune așa, nu, toate la timpul lor. De ce vă grăbiți? Trebuia să fiți grăbiți și râmnitori la început, ca să nu intre vrăjmașul țară. Trebuia să fiți așa cum se cuvine, în dimineți am ucis pe toți păcătoșii pământului, adică din prima să omorâți toate gândurile viclene și rele și păcătoase din inima voastră ca să se transforme în neghină. Trebuia să fiți cum trebuie să fiți la început, dacă n-ați reușit atunci, trebuie să fiți acum atenți, cu răbdare, folosind alte virtuți, cu bunătate, cu milostenie, în așa fel încât să folosiți prezența răului și a tuturor proiectilor lui din mijlocul vostru, să convertiți răul și apoi să deveniți și mai buni și dacă puteți, pe cel rău să faceți bun și pe voi din bun să vă faceți și mai buni.
Nu scoateți neghinile din țarină. Și atunci, iubiți credincioși, lăsați să crească amândouă împreună, să coexiste până când, până la seceriș. Și atunci, la vremea secerișului, toate la vremea lor, va zice secerătorul, pleviți întâi neghinile și le aruncați în snop, adunați în snop ca să le arde. Iubiți credincioși, va trimite Domnul să pe secerători, dar nu pe oameni. Va trimite pe îngerii săi. Ei vor fi secerătorii. Ei vor fi cei care vor face ascultare desăvârșită. Ei sunt cei care vor trâmbița din trâmbițele lor duhovnicești și vor învia toți. Și atunci se va alege la a doua venire, la învierea aceea de obște, când va fi un pământ nou și un cer nou, atunci se va duce neghina, iubiți credincioși, și pleava și păcatul și răutatea în focul cel veșnic, iar grâul cel curat, sufletele cele primerite și sfințite vor fi adunate și nu aruncate precum neghina, vor fi strânse și nu lepădate, vor fi îmbrățișate și nu blestemate, iubiți credincioși, când spune Domnul, plecați blestemate în focul cel veșnic, nu vă cunosc pe voi, iar grâul adunați-l în hambarul meu. Nu că nu ar vrea Dumnezeu să-i adune pe toți, iubiți credincioși, ba pe toți vrea să-i adune, pentru că Dumnezeu este bun și iubitor de oameni, de suflete, dar nu vor oameni. Pentru că și în iad, când s-a dus Mântuitorul și Ioan Botezătorul înainte și au strigat, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția, nu au vrut toți să se deschidă și să se pocăiască, așa cum nu au vrut toți să se deschidă la cuvântul Evangheliei pe pământ, au fost mândri și îndrăjiți în rău, s-au întors cu spatele la cuvântul lui Dumnezeu, la sămânța aruncată și ei au rămas în iadul lor și s-au adâncit mai mult. Nu au ieșit toți din iad. Cum nu toți n-au primit pe pământ propovăduirea, răstignirea și învierea. Așa va fi și la sfârșitul bisericii. Unii vor învia spre o sândă veșnică, pentru că atât de mult s-au înrădăcinat, s-au întărit într-o orientare greșită împotriva lui Dumnezeu și alții vor învia, se vor înălța pe viață veșnică. Aș vrea să opresc, iubiți credincioși, atenția asupra unui aspect care cuprinde foarte mult întreaga omenire și pe creștini. Acest aspect al binelui și al răului era semănătorul care a aruncat o sămânță, sămânța în pământ, pământul acesta creat, iubiți credincioși. Și acolo, sămânța aceea în pământ, iată că a primit alături o lucrare, lucrare vrăjmășească a unui vrăjmaș care este Satan și a aruncat sămânță rea, adică neghina, iubiți credincioși. Aici, pe orizontală, în creație a apărut această vrăjmășie și sămânță de scandal. Pentru că deodată, prin mândrie și prin afirmare de sine, prin orientarea greșită a voinței, pe cel care Dumnezeu l-a făcut bun, iată că a devenit din înger mare, cu putere multă, a devenit Satan întunecat. A ales el, s-a orientat el, s-a poziționat el greșit. Deci răul, iubiți credincioși, este de fapt întoarcerea prin alegere și voință cu spatele de la fața binelui. Răul nu are existență în sine, ci orientare greșită prin alegere. Când Satan a venit și a aruncat săgeata omului, omul a ales, s-a întors cu fața la cel întunecat și s-a întors cu spatele la Dumnezeu. Și iată că în timpul aceea a mușcat din pomul cunoștinței binelui și răului și la un moment nepotrivit a vrut și el să fie Dumnezeu prin el însuși și a apărut răul și în planul acesta omenesc. Și toate s-au dus ca urmare pe orizontală în creație. Există un pericol, mai ales în sânul creștinilor. Nu vorbim de celelalte credințe, religii și așa mai departe. Vorbim de creștini ortodoxi. Este un mare pericol să spun așa. Răul și binele. Întunericul și lumina. Satana și Dumnezeu. Și ei spun așa. Răul și binele. Întunericul și lumina, Satana și Dumnezeu, de la egal la egal, amical. Adică Satana și cu Dumnezeu, ei au fost doi amici, pe același nivel, care s-au certat, e așa un piculeț, și Satana, iată că a ales o parte mai rea. Dar ei sunt doi poli, două extreme, care formează, de fapt, un tot unitar, și au apărut și religiile paniteiste, au apărut și budismul, au apărut și toate celelalte, care au încercat să armonizeze cumva
răul cu binele și să creezi o filozofie pe orizontal, credincioși. Să nu cumva să faceți această greșeală și să plecați la această vedere greșită, un dualism în creație și să-L puneți pe Dumnezeu pe aceeași nivel cu Satana, cum spun nebunii Iisus Hristos luptându-se în arenă cu îngerul cel căzut, cu Satana, și ca și cum ar fi fost doi parteneri, unul bun și unul rău. E o nebunie curată. Pentru că binele absolut, Dumnezeul cel bun și iubitor de oameni, care este mai presus de toate, de timp, de spațiu și de tot ce ne putem noi închipui, El este mai presus de orice veșnicie, iată că a creat din iubire, a creat la un moment dat pe îngeri și pe toate oștile cerești, pentru că aceștia nu sunt din veșnicie, sunt creaturi. Și după înger, la un moment dat, l-a creat Dumnezeu pe om, dar și acesta este o creatură. Și prin căderea omului și prin căderea îngerilor, iată că, iubiți credincioși, s-au manifestat răul ca această orientare greșită a voinței și a apărut această bipolaritate pe care noi o numim bine și rău. Dar de multe ori în mod greșit, pentru că durerea nu este răul, ci durerea s-ar putea să fie binele spre vindecare. Binele și confortul nu este bine, s-ar putea să fie răul spre boală. Deci trebuie să treci dincolo de bine și rău, dincolo de neghină și de grâu și să vezi, de fapt, voia stăpânului. Acesta este binele. Binele adevărat este voia stăpânului care a spus nu, cum vreți voi. Că n-a fost bine când ați dormit, nu este bine nici când vreți voi să priviți neghina, ci bine este când vreau eu, la momentul potrivit, când hotărăsc eu, chiar dacă vreau să fie acum secerișul, îl amând, îl lungesc până când știu eu, e taina mea, nimeni nu știe când vine Fiul, ci numai Tatăl, iubiți credincioși, nimeni nu știe a doua venire. Și atunci, iubiți credincioși, Fiul știe ca Dumnezeu. Și atunci, binele adevărat este voia lui Dumnezeu. Binele adevărat este mai presus de ceea ce vedem noi, această mișcare pe orizontală. Nu cumva să faceți greșeala, să faceți binele și răul, vă creați un ansamblu și cu stânga și cu dreapta intrați, de fapt, în teoria pomului căzut, pomului cunoștinței și nu a cunoașterii, pomului cunoștinței, binelui și răului, care cade sub simțuri, sub imaginație și sub raționalizare. Această cădere, iubiți credincioși, s-a manifestat în filozofie, în artă, în cultură, în religii și intră ca o sămânță vicleană, ca o neghină în taina credinței. Pentru că taina fără de legii vrea să intre în taina credinței. Taina aceasta fără de legii este taina, noaptea, întunericul în care lucrează vrăjmașul, aruncând sămânța în toate timpurile și în toate locurile, în mijlocul pământului celui bun. De aceea ridicați-vă dincolo de plus și minus. Să-L vedeți pe Dumnezeu, binele absolut, mai presus de toate, atotputernicul, iubiți credincioși. Și El, dacă vrea, oprește toate manifestările răului într-o secundă, dar nu vrea, le lasă până la sfârșit. Să se vedească credința noastră, trezvia noastră, înțelegerea noastră, răbdarea noastră, puterea noastră, bunătatea noastră, iertarea noastră și toate virtuțile să se vedească în noi. Ceea ce vedeți voi pe fața Pământului, de multe ori aveți tendința să exagerați, să exagerăm cu toții. Vai, răul este puternic, vai, răul a putut Pământul, vai, răul toate le face și toate le drege. Uite că nu se mai poate face binele pe Pământ. Nu vă înfricoșați. Gândiți-vă, iubiți credincioși, într-o cutie de chibrituri, și dau un exemplu care vine acum în cap, cum se învârt lucrurile cu plus și cu minus, cu binele și cu răul, având amestecate niște semințe de neghină și de grâu. Dar mai presus de toată aceasta este stăpânul casei, este stăpânul lumii, este stăpânul universului. Unde mai este acel amestec, iubiți credincioși, de neghină și de grâu, când totul este mai presus de mintea noastră? Deci în clipa în care noi stăm cu mintea în pământ, toate devin minuscule și încep să se confrunte și să războiască unele cu altele. În momentul în care am urcat mintea de la creație, la creator, mai presus de înger, mai presus de toate, și l-avem în inima noastră pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Creatorul Cerului și a Pământului, ne detașăm de acest balamuc al neghinei și al grâului. Și nu mai vrem să obținem niște efecte pe Pământ, adică să separăm în continuu neghina de grâu. Nu mai vrem să învingem în planul fizic.
Nu mai vrem să obținem victorii aparente trecătoare, ci ne luptăm pentru câștigarea sufletului și a sufletelor. Iar cele care le facem ca niște oameni trupești, pentru faptul că suntem și pământ, le facem că trebuie să le facem, dar mintea noastră nu trebuie să fie la un plan cu ele, ci trebuie să fie la împărăția cea veșnică a lui Dumnezeu. Și când ne gândim că Domnul Dumnezeu, care pe toate le-a creat, El le susține, El le proniază, El le poate opri, El le poate schimba, El le poate îngădui, El le poate înainta, El le poate struni pe toate, în clipa aceea, iubiți credincioși, ne relaxăm, ne centrăm total pe Dumnezeu, prindem nădejde, prindem, iubiți credincioși, putere și avem o singură teamă, ca să nu dormim, ca nu cumva să vină vrăjmașul în pământul inimii noastre. De aceea, vă îndemnăm la trezvie pe verticală și iubire, iubiți credincioși, trezvie în așa fel încât, prin rugăciunea neîncetată, prin împărtășirea continuă, prin citirea Sfintelor Scripturi, prin o prezență neîncetată în biserică, vă îndemnăm ca să nu dormiți, să nu vă lăsați manipulați, hipnotizați prin televizor, să nu vă lăsați mintea voastră cuprinsă de milioane și milioane de idei care nu fac altceva decât să vă fărămițeze sufletul între binele și răul pe orizontală, care este de fapt o manifestare, să zic așa, care rupe, care se separă, ci unificați-vă în inimă și înălțați-vă deasupra lucrurilor în voia lui Dumnezeu cea sfântă. Amin.